Dar explică-mi frazarea pe care ai spus-o, că nu o să-l cunoști niciodată. Știam că el e plecat în armată, înțelegi? Adică asta a fost minciunița în care eu întrebam mereu unde e, unde. Am simțit o lipsă a faptului că nu l-aveam pe tatăl meu lângă mine, eu necunoscându-l, nu aveam cui să-i duc lipsa. Și eu am fost crescut în mare parte de bunica mea. Mă brusc a urlat la mine, a dat în mine el. Și a fost suficient să fie dat afară în șuturi de bunica mea. Când constați totuși că ceva este diferit? Pe la 12 ani m-am speriat, nu am constatat. Pentru mine a fost cel mai negru vis. Complexul de inferioritate apărând în momentul în care eram mult mai slab decât restul băieților din clasă, dezvoltându-mă diferit, arătând diferit, comportându-mă diferit. Era jenă față de familie, pentru că nu-mi permiteam luxul de a dezamăgi. Acceptarea mea a venit după moartea bunicii mele. Pleve are societății, să o spun, ca niște oameni care nu ar trebui să fie vizibili în lume, care nu au drepturi, care sunt nimic pe pământ, nimeni pe pământ. Deci nu ți-ai permis, frate, nici să te gândești? Nu. Mai trăiește bunicul? Da, este în viață. Nu știu, poate să ne întâlnim din întâmplare la Carrefour, nici nu l-aș băga în seamă. Pe bunicu? Da. Pentru că pentru el sunt o rușine. O rușine. Oamenii aruncă ură gratuit în orice li se pare lor ieșit din tiparul lor al normalului. Orice este diferit. Toate fetele trans în România nu au un job cu carte de muncă că nu sunt binevenite de către angajatori. Și din acest motiv majoritatea sunt obligate să facă prostituție. Da? Ce e trist. Foarte trist. Internetul este foarte vast. Acolo și-au făcut rând pe rând apariția diversi tineri care încearcă să-și arate adevărata personalitate. E o luptă într-o căutare continuă, în a fi cu adevărat tu. Multe personalități care au atras milioane și milioane de vizualizări. Este o luptă. Este o luptă pentru a deveni cunoscut. Dar dincolo de a fi cunoscut, există povești, există suflete, există oameni care au sentimente. Despre ele se vorbește tot mai puțin. Se caută întotdeauna senzaționalul, personajul. Astăzi, în oglindă, am chemat pe cineva care este chiar cunoscut pe TikTok. Pentru ceea ce spune, pentru ceea ce gândește, pentru opinii, se numește Neațu Robert Iulian. Chiar eu. Dar lumea nu te cunoaște așa. Nu, lumea mă cunoaște drept 777 Robert. 777 Robert. Da. Am putea să decodăm un pic ce înseamnă? Ok, nu e niciun pin de la card, nici o adresă de facturare. Deci nu mă îmbogățesc. Nu, 100% azi nu. Dar pot să zic că e numărul care mi-a purtat mie noroc. 7. 7? Da. Și s-a părut mie că sună bine. 777. N-are legătură cu păcănelele sau ceva? Nu. Aia sunt 5 șeptari. Aia 5. 5. Ca să iei jackpot-ul la mare, trebuie 5. Ok. Deci 777 ar însemna o cifră karmică. Norocul da. Tău. Da. Da. Și ai avut noroc până acum? Depinde acum din ce perspectivă privim norocul. Pot să zic că sunt o persoană destul de norocoasă, atât încât sunt sănătos, am la bază relativ tot ce-mi doresc, pot să zic că sunt destul de norocos. Când ai apărut în online? Da. Când ai vorbit în online? Când ți-ai spus opinia în online? Ți s-a vorbit despre un personaj. Eu te văd pe tine acolo? Sau este un personaj construit? Pe mine. Pe tine. Tocmai de aia m-a și bubuit. Pentru că nu a fost nimic regizat, n-a fost nimic text pe text, n-a fost nimic anticipat, n-a fost un reality show care să meargă pe TikTok. A fost sufletul meu adus la suprafață. După multă vreme în care am încercat să-l îngrădesc în interiorul meu, să zic așa. Ce încercați să îngrădești din sufletul tău? Pur și simplu, cum mi-aș dori să apar, cum mi-aș dori să mă prezint în fața oamenilor, cum mi-aș dori să arăt, cum mi-aș dori să pot să gândesc și să spun niște chestii libere, fără preconcepțiile oamenilor. Și am avut un zvâc, am făcut-o, mi-am asumat toate cele necesare după și acum suntem aici așa. Până să ajungem aici, așa. Da.
e important să te cunoaștem pe tine în oglindă. Sigur. Copil fiind. Ok. Este fericit? Este trist? Eram un copil foarte fericit, pentru că aveam lângă mine toată familia mea. Adică eram fericit cu tot ce am. Unde plasă în copilăria, casa copilăriei tale? În militari. Sectorul 6. Un apartament? Da, de 4 camere. De 4 camere. Da. Universul tău când intrăm în apartament? Universul meu în care intru în apartament e, nu știu, momentul în care o găseam pe bunica mea în bucătărie, că îmi făcea ceva să mănânc. Ce persoane găsim acolo? În apartamentul ăsta? Pe bunica mea, în primul rând, o găsim în apartament. Ea e tot apartamentul meu și cea mai importantă piesă de muzeu pentru mine în apartamentul ăla. După o vedem pe mama, apare și unchiul meu, era și bunicul meu și mătușa mea, respectiv soția unchiului meu. Tata? Nu, mama. Și atât. Fără tata. Nu l-am cunoscut. Niciodată? Alegerea lui? Clar, 100%. Mama, vezi tu, eu n-am judecat niciodată chestiile astea și nu mi s-au părut niciodată atât de deep. Din ideea faptului în care pentru mine nu a fost tot traumă chestia asta, înțelegi? Adică lipsa tatălui, că nu mă duceam eu la fotbal cu cineva, a fost, cum să zic eu, acoperită de restul bărbaților din familia mea, înțelegi? Adică era unchiul meu acolo, era bunicul meu destul de prezent în viața mea, nu pot să spun că am simțit o lipsă a faptului că nu l-aveam pe tatăl meu lângă mine, eu necunoscându-l, nu aveam cui să-i duc lipsa. Înțelegi? Dar ochii tăi. Ok. Mi s-a lipit și o geană. Când ai spus cuvântul tată, au spus altceva. Faptul că cineva a ținut locul nu e ca și cum tu nu ai știut că tata nu e acolo. Da, îți dai seama, mi-am pus și eu niște întrebări. De ce nu a vrut, de ce nu... Uite, ca să îți dau un mini story time din copilăria mea, eu am aflat abia pe la 6-7 ani, ceva de genul că eu nu o să-mi cunosc tatăl niciodată, eu știam că el e plecat în armată. Înțelegi? Adică asta a fost minciunița în care eu întrebam mereu unde e, unde e. Că e militar. Da, 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 că este militar. Și când se schimbă povestea? Când afli că de fapt este o minciună că tata nu este militar la 6 ani? Ca să spun cu aproximare, că nu mi-aduc sigur aminte, să zic undeva pe la 6-7 ani, când pur și simplu cred că de la mama parcă am aflat, nu mai știu să-ți spun, nu mai știu, pentru că aș băga de la mine niște adăugări în poveste și n-are sens, cred că de la mama, când mi-a zis că nu, el de fapt nu ne-a vrut pe niciunul, astea au fost cuvintele ei. Nici pe ea? Da. Nici pe tine? Da. Dar explică-mi frazarea pe care ai spus-o, că nu o să-l cunoști niciodată. Pare foarte tranșant. Păi da, din momentul în care omul și-a expus punctul de vedere că nu vrea să aibă niciun fel de legătură cu noi, cred că și-a spus cuvântul la fel de tranșant. Și totuși, ca și copil, ai încercat să vorbești cu mama? Să afli în ce context s-au cunoscut? Am încercat, doar că ea nu era atât de deschisă. Eu am aflat de la bunicul meu contextul în care s-au cunoscut ei. Ei au avut o relație de lungă durată. Adică nu ar fi dat ceva de bănuit, doar că în momentul în care a apărut vorba despre un copil, el a dat înapoi, să spun așa. Și a preferat să nu se lege la cap. Dacă o putem spune așa. Și acum, revenind în zilele noastre, da. Suntem în aceeași situație în care tu nu știi unde e tata? Eu știu despre el. Eu știu despre el pentru că m-am informat, am căutat prin anumite persoane, prin anumite surse, prin anumite prieteni comuni. Știu de el, e bine, e sănătos, nu lucrează. Nu prea face nimic cu viața lui, nu pot să zic din ce își face bani, știu că mai are o fetiță. Dar, ca să spun la fel de sincer cum am fost și până acum, nu avea cum să mă intereseze mai puțin un om care nu e interesat de mine. Înțelegi? Adică căutările mele au avut o limită a bunului simț, din punctul de vedere în care nu m-a frapat prea tare să știu prea multe informații. Dar există curiozitatea? Nu.
E foarte simplu. Nu sunt curios de oameni care nu sunt curioși de mine. Dar tu de unde ai informația că el nu este în aceeași măsură curios de tine? Păi, în momentul în care ești curios, cauți, nu? Dai un randament în situație. Mulți munții din loc, ca să-ți găsești copilul tău, mă gândesc, nu? Adică eu până la urmă nu am un copil și am ideea despre cum ar trebui să se poartă un părinte. Mi se pare că dacă ar fi vrut să facă ce ar fi făcut, că suntem în România, nu suntem... Și dacă eram peste mări și țării, dacă vrei să-ți găsești copilul, îl găsești, îl iei și din mijlocul oceanului. Îl găsești oriunde ar fi, îl simți, e copilul tău. Corect? Este în România, tatăl? Da. L-ai văzut vreodată? Poze. Poze doar? Da. Ai avut vreodată vreun plan să mergi, să-l aștepți undeva, să-l vezi? Băi, ca să zic o copilărie de-a mea, n-am avut un plan în care să mă duc într-o discuție foarte disponibilă emoțional, în care să îi zic, uite, eu sunt, te bucur să mă vezi? Nu, pur și simplu aș fi vrut să mă vadă, dar în momentul în care sunt acum și într-o perioadă foarte fericită a vieții mele, în care mă simt într-un final împăcat eu cu mine, din foarte multe puncte de vedere, și să-i zic, bună, eu sunt copilul tău, pe mine m-ai făcut, am reușit să mă descurc singur, am reușit să îmi țin prin anumiți membri ai familiei locul tău, am reușit să nu-mi dezvolt complexe pe baza lipsei tale și sunt bine și sănătos în caz că vrei să știi. Cam atât. Dar el pur și simplu a plecat atunci? Da, într-o... este atât de simplu. Nu s-a mai întors? N-a mai căutat-o? El inițial și-a dat-o că nu are cum să fie mama însărcinată cu el, că a făcut el, a vorbit el cu astrele ce a mai făcut el și a cerut un test de paternitate. Înțelegi? E, și dacă ne aducem noi aminte, un test de paternitate scumpuț și în ziua de azi, îți dai seama că și atunci. Estimat undeva la 500 de euro în momentul în care un salariu era 8 milioane, nu știu, 10 milioane, 11 milioane, ceva de genul. Adică foarte mulți bani, o gălăgie de bani. Și bunicul meu a plătit testul de paternitate, bunicul meu fiind ofițer în cadrul Armatei Române, a plătit testul de paternitate numai ca să dovedească ideea faptului că o crede pe mama, are încredere în ea și că eu clar sunt copilul individului respectiv. S-a dovedit clar că sunt copilul lui. Și de acolo s-a rupt firul, end of the story, nu mai am informații. Deci, practic, a plecat oricum. Da. Pasăre călătoare. Aș vrea să știu povestea voastră. Ne întoarcem în casa de unde am plecat împreună, în apartamentul cu 4 camere, dominat de personalitatea bunicii, da, cu mama, cu unchiul, cu mătușa, cu tine. Pe mama, cum ai văzut-o? A reușit să fie fericită în cele... Da, da. Mama chiar și-a făcut o relație pe parcursul copilării mele în care era foarte fericită, se simțea foarte bine, doar că din cauza faptului în care el, respectivul, iubit al mamei mele din perioada aceea, nu locuia cu noi, ei au fost mutați la o garsonieră, să vă zic ceva, în Berceni. Adică ea în mare parte a fost pe acolo, pe parcursul relației cu acest domn. Și eu am fost crescut în mare parte de bunica mea. Adică persoana care îi datorez 80% din educația mea, din emoțiile mele, din buna mea creștere, din absolut tot ceea ce cred eu că mă recomandă în societate, este datorită bunicii mele, Gabriela. Dar sentimentul ăsta când a plecat și mama... S-a simțit din nou ca un abandon? Da. Da. Clar. Pentru că copiii sunt foarte inteligenți și pentru cine crede că nu au inteligența emoțională, să o spune, e pentru că nu prea conștientizează, dar sufletul tău înțelege mereu ce ți se întâmplă în jur. Adică mă gândesc că nu ai cum să nu-ți dai seama, în primul rând, că îți lipsește instinctiv unul dintre părinți, urmând să plece și celălalt. I-ai cerut atunci să nu mai plece, să te ia cu ea? Da. Doar că eu nu mă înțelegeam cu individul respectiv.
Nu o spun atunci, ca și copil, nu am avut o problemă atât de mare, pentru că, repet ce am repetat și mai devreme, centrul universului meu a fost bunica mea. Deci, nu știu dacă poți să mă crezi, atât de multă iubire pentru un singur om care să țină locul unei armate de oameni. Adică pentru mine, dacă ea era acasă, în momentul în care veneam de la grădiniță, de la școală, din parc, de oriunde veneam, dacă mă suna de 20 de ori pe zi, pentru mine era enough. Enough is enough. Pentru mine era tot ce-mi trebuia pe planetă. Și cu acest individ, cum i-ai spus tu, a nu te suporta cu el, pornea de unde? Din cauza lui, pentru că se comporta foarte urât cu mine, doar că eu nu-i spuneam mamei mele. Eu, ca și copil fiind, într-o oarecare măsură înțelegeam că este un om care aduce ei fericire. Înțelegi? Dar, în același timp, el se comporta urât cu mine din anumite puncte de vedere. Mă brusca, urla la mine, îmi rupea foi din caiet, se comporta de parcă ar fi tatăl meu sau cel puțin o persoană valoroasă mie de care eu ar trebui să am o frică, o teamă și un respect. Și am știut până și la vârsta aia să-i spun, nu reprezinți nimic pentru mine. Oprește-te din a mai face chestiile astea și s-a oprit totul în momentul în care i-am spus bunicii mele cum mă tratează el pe mine. Ce s-a întâmplat atunci? A dat în mine, el, o palmă. Și a fost suficient să fie dat afară în șuturi de bunica mea. În șuturi. Și a plecat și el, dar a luat-o și pe mama. Da. Da. Relația cu mama, după această palmă, mama care a ales iubirea, s-a deteriorat? Te-a mai sunat? Noi vorbeam non-stop. Dar ceva s-a rupt când i-a ales iubirea și nu copilul? Sufletul meu, care într-o oarecare măsură conștientiza, într-o oarecare alta nu, pot să spun că s-a rupt ceva, doar că focusul meu de atenție maternală din nou s-a îndreptat către bunica mea. Financiar? Cum a fost? Noi am fost o familie destul de înstărită financiar, din ideea faptului în care bunica mea se ocupa cu niște acțiuni, nu știu să dau exact, pentru că nu am intrat în genul ăsta de detalii, se ocupa de niște acțiuni ale bunicului meu, el care, ieșind undeva la 40 și un pic de ani, la pensie din cadrul Armatei Române. Adică noi am fost super ok financiar. Deci nu ți-a lipsit nimic? Nu. Eu am fost și destul de complexat în copilăria mea, chiar dacă în momentul de față nu pare că mai trăiesc cu vreun complex pe viața asta, dar am fost destul de complexat din ideea faptului în care bully-ul, cel puțin în viața mea, a apărut din clasele primare, în momentul în care s-a auzit prima dată cuvântul gay în școală, ăla fiind către mine, semnul roșu direct către mine, complexul de inferioritate apărând în momentul în care eram mult mai slab decât restul băieților din clasă, dezvoltându-mă diferit, arătând diferit, comportându-mă diferit, cercul meu de prieteni îngrădindu-se doar în jurul fetelor, cu care mă înțelegeam mult mai bine. Știu că pare ceva basic și starter pack să ai prieteni, doar prietene fete și să te joci cu păpușile, nu că ar fi niște semne vitale ale orientării, dar din chestiile astea au început să mi se dezvolte ușor-ușor niște complexe către... Am descoperit pe mine, să zic așa. Cum au definit acest cuvânt gay atât de devreme? Nu știu, crede-mă, pentru mine a fost șoc cultural. Chiar n-am cum să-ți dau un răspuns la chestia asta. Ori l-a zis cineva, ori... Nu știu. Eu eram într-o clasă super răutăcioasă, adică nu o să te mint. Eu am fost în clasa A, care era cea mai fițoasă clasă din școală, să zic. Și erau... o clasă plină de copii cu mulți bani, adică foarte, foarte, foarte mulți bani. Și din ideea faptului în care eu oricum am... Eu n-am avut o stare financiară proastă, dar comparativ cu ei, eu eram la nivelul magmei. Înțelegi ce vreau să spun? Ca și, nu știu, rechizite noi, ce apare pe piață, ce e la modă, nu știu unde, de unde s-a cumpărat, nu știu ce, ce e în Londra, truse de desen de la Smigel, din Amsterdam, din toate... norocirile, eram cumva oprit la nivelul București. Să ne întoarcem la cuvântul ăsta băgat în sistemul tău de către un copil. Ok. Ai știut ce să faci cu el? Nu. Îl cunoșteai? Nu l-am înțeles. N-ai știut ce e cu el? Nu. Cineva îți spune că ești gay? Da. N-ai știut nici semnificația? Da.
Nici ce a vrut să spună? Nimic. Ai căutat? Da. Și ce ai găsit? În momentul în care am văzut că se râde pe seama cuvântului ăstuia, eu mi-am dat seama că e ceva putred la mijloc și nu mi-am dat-o să o întreb pe mama, să o întreb pe bunica mea, să întreb pe altcineva din familia mea, ca să le expun ideea faptului că mie mi s-a vorbit urât. Niciodată nu mi-au plăcut chestiile astea, cred că așa m-am născut eu, ca și fire, ca și copil, ca și temperament, ca și tot. Să interiorizezi? Da, 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 să o spun. Adică așa. Să nu spui? Da. Să te consumi? Da, da, da. Și am căutat pe net. Ce înseamnă? Și de aici vine foarte amuzant, pentru că am căutat cuvântul gay pe internet. Și? Și nu am dat de o definiție, am dat de niște imagini care m-au distrus și am sperat că Dumnezeu nu-mi trebuie așa ceva. La momentul ăla nu m-am considerat sau clasat în lumea aia, doar că am luat-o ca niște, ca o răutate, ca și când mi-ai fi zis slabule, galbejitule. Deci am luat-o ca pe o jignire. Da, am luat-o ca pe o jignire, ca pe un orice alt adjectiv care s-ar fi putut spune urât. Când constați totuși că ceva este diferit? Pe la 12 ani, cred că am început să-mi pun niște semne de întrebare, dar vorbim și despre momentul în care am acceptat sau doar când am constatat? Doar când ai constatat. Pe la 12 ani m-am speriat, nu că am constatat. Pentru mine a fost cel mai negru vis. Pentru mine... Ce negru? Pentru că deja înțelesesem însemnătatea lui, deja înțelesesem cam cum sunt clasați oamenii ăștia social. Cum? Oribil, ca ceva biblic de nedescris. Cum? Ca niște? Pleve ale societății, să o spun. Ca niște oameni care nu ar trebui să fie vizibili în lume, care nu au drepturi, care sunt nimic pe pământ, nimeni pe pământ. Am spus că e doar o fază inițial, dar este foarte obișnuit pentru persoanele de comunitate care să accepte foarte greu chestia asta, pentru că în momentul în care realizezi ce ți se întâmplă, tu te înhami la o total altă lume mult mai grea. De a-ți construi o viață, de a avea un job, de a-ți construi o familie și în același timp să fii ok și împăcat cu tine psihic și sufletește. Poate să-mi spune toată lumea ce o vrea. E de 800 de ori mai greu. Și când aveai acest coșmar negru, care erau faptele pe care te bazai? Ce ai simțit că e diferit față de 8 ani? Te-ai îndrăgostit? Nu. Nu pot să zic că m-am îndrăgostit. Pur și simplu simțeam că nu am cum să am o legătură cu fetele. Înțelegi? Adică simțeam că nu e locul meu pentru ele mai mult decât girls supporting girls, decât prietenul lor, prietena lor, în orice altfel ai vrea să spui. Pur și simplu simțeam că nu poate înainta de mine nimic mai departe decât o relație de prietenie. Și începea ușor să devină frustrant, pentru că pe la 12, 13, 14 ani deja toți băieții cu șepcile în cap sunt cu gagicile pe afară, ies, se distrează, se țin de mână, se pupă în herăstrău. Eu nu voiam să le văd, nu voiam să le văd de nicio culoare și începuse să devină frustrant. A venit apoi acceptarea. Da. Greu? După niște episoade în care mi-am smuls părul în cap și am spus că ce-o fi, o fi, o să rămân lângă mine. O să rămân lângă mine. Smulsul de păr înseamnă o depresie? Nu știu neapărat dacă mi-aș permite să spun depresie, din ideea faptului în care oamenii în depresie au niște stări mult mai grave decât ce am eu. Anxietate, panică? Anxietate, panică, da, aș putea să merg pe atributele astea. Nu, mi-a fost foarte greu. Pentru că, în primul rând, era jena față de familie. Foarte amuzant în momentul de față, comparativ cu atunci. Dar era jena față de familie, pentru că nu-mi permiteam luxul de a dezamăgi. Înțelegi? Mai ales că acceptarea mea a venit după moartea bunicii mele. Deși sună rău. Te rog. Ce vreau să spun. Te-ai acceptat, de fapt, mai ușor pentru că a murit bunica? Nu. Sub nicio formă nu m-am simțit mai liber sau presat de ea vreodată.
m-am acceptat mai ușor pentru că ea cât a trăit mi-a spus o chestie. Ce? Dacă tu nu ești lângă tine și nu tu te iubești pe tine, nimeni nu te va putea iubi așa cum ești tu. De ce n-ai avut puterea să-i spui bunici cine ești? Pot să-ți spun că eram un copil care nici măcar nu cred că știam definiția puterii cuvântului. Pot să spun că nu eram gata pentru o reacție pe care nu mi-aș fi dorit-o. Sunt într-o proporție de 80% sigur că n-ar fi existat acum. Dar atunci, vezi, din frica de necunoscut, nu n-am făcut pasul ăsta înainte. Te mai întreb ceva. Dacă bunica ta s-a stins, okay, cea care a fost centrul universului tău, cea care te-a educat, te-a îngrijit, te-a dus la doctor, te-a îngrijit când ți-era rău, cine a mai rămas ca să-i dai socoteală? De cine mai ți era rușine? De nimeni. Și totuși era rușine. Era o rușine, să spun așa, internalizată la bază. Nu îmi doream să le arăt oamenilor cine sunt, dar fără un motiv anume. Adică nu pot să spun că mi-era frică de a pierde oameni din jurul meu. Nu pot să spun că mi-era frică de bully. Nu pot să zic că mi-a fost frică de neacceptare, de îndepărtarea grupului de prieteni, de acuzele familiei sau de orice altceva. Pur și simplu simțeam că nu trebuie să dau socoteală sufletului meu nimănui. Lucruri pe care le-am realizat târziu. Dacă m-ai fi întrebat, atunci n-aș fi știut să spun. Dacă ai fi vorbit cu Robert de la 16 ani, ți-ar fi zis, nu știu, nu eu. Cine? Nu eu. Erai doar dezorientat. Da. Da. Dar cu bunicul, cadru militar de altfel, a fost militarie în casă? Ți-ai fi permis să ai această discuție cu el? Cu toți ceilalți, da. Cu mine, nu. Aparte de situația în care suntem acum, eu pot să spun că am fost lumina ochilor lui și lumina ochilor din toate privirile casei. Cu el ai putut să fii tu? Nu. Cu adevărat? Nu. Nu. Pentru că nu era nevoie să am o confirmare de la el, pentru că îl cunoșteam. Știam concepțiile lui, știam idealurile lui în viață, știam că faptul în care eu am intrat la un liceu de stat și nu m-am dus la militar, deja îl jignise personal, nu permiteam să spun așa ceva. Adică nu puteam eu să scot pe gură, nu știu neapărat dacă de frică sau de respectul pe care îl aveam față de el. Deci nu ți-ai permis, frate, nici să te gândești? Nu. Mai trăiește bunicul? Da, este în viață. Și relația acum cum e? Relația din momentul de față? Nu știu, poate să ne întâlnim din întâmplare la Carrefour, nici nu l-aș băga în seamă. Pe bunicul? Da. Care erai lumina ochilor lui? Da, dar care s-a stins foarte ușor în momentul în care, să spun așa, ne-am îndepărtat și a aflat diverse lucruri despre mine, cum ar fi orientarea mea sexuală, afișerile mele în mediul online, tupeul meu, obrăznicia, nerespectarea mea față de toți oamenii din jurul meu, ca să citesc cu rigoare. Ți-a spus asta la telefon sau față în față? Nu a putut la telefon, pentru că eu nu i-am lăsat lui niciodată locul, poate moștenind de la el chestia asta, să mă denigreze în vreun fel, chiar și dacă era o discuție între patru ochi. Nu a avut loc de mine niciodată să aibă o părere despre mine, exprimându-i faptul că nu are dreptul nimeni la o părere despre mine. Și s-a dezis total de tine? Total. Păi, fiind unul dintre prietenii principali, din cauza căruia știi foarte bine, nu știu, știi știrea de pe mass media, ca să nu dau un nume anume, în care un tânăr influencer urmează să fie evacuat din propriul apartament? Nu. Ok, este pun eu un pic în temă cu el. Mă trezesc într-o zi, eram la prietena mea Sofia acasă, cu un mesaj forward de la mama, că ar fi scris bunicul meu. Ca să citesc pe scurt, pentru că nu am reușit să-mi bag în memoria mea a creierului tot mesajul ăla că
m-ar fi umplut de ură gratuit și nu-i văd sensul. Dacă nu termină cu toate apucăturile travestitului de pe internet, dacă nu își revine la normal și își cere scuze public că ne-a denigrat familia, riscă dezmoștenirea totală a tuturor bunilor din familia noastră. Inclusiv locul unde locuiam. Hahaurile. Și dat afară din casă? Nu. Nu. Pentru că, repet, am ceva acolo sus care mă iubește prea mult. Nu m-a dat afară din casă. Pentru că a intervenit mama, care nu a permis lucrul ăsta. A spus, indiferent de orice pe fața pământului este copilul meu, eu îi cunosc sufletul, lucru pe care voi nu ați avut timp să-l cunoașteți la el. Da? Eu nu aș putea dormi liniștit dacă știe copilul meu are sau nu are posibilitatea asta într-o chirie. Repet, el nu știa dacă eu am unde să mă duc real în momentul de față. Dar el își dorea să plece. Își dorea să plec, clar. Clar. Pentru că pentru el sunt o rușine. O rușine. Mă repet, acum 3 minute mi-ai spus că ești lumina ochilor lui. Eram, am spus. Erai. Da. De-aia am și pus accent pe timpul trecut. Pentru că eram. Păi și cum dispare această lumină așa într-o secundă? Vezi tu niște oameni care sunt crescuți cu o anumită mentalitate, la un moment dat nu-i mai convertești, indiferent că e vorba de iubire, indiferent că e vorba de familie, indiferent că e vorba de absolut orice. Unii oameni care sunt pe un fir narrativ în viață, care e atât de bine îngrădit încât nu-l mai dai nici cu flexul la o parte, sunt în stare și au, nu știu, poate să spun, inteligența emoțională să te arunce la gunoi ca pe măsea stricată. Dar nu ești același copil pe care l-a ținut în brațe? Eu ba da. Te-ai schimbat în vreun fel? Poate fizic. Poate sentimental, psihic. Am crescut, ne dezvoltăm. E normal. Și când ai ajuns acasă, după acest mesaj în care îți propunea evacuarea, ați preferat să vă evitați? Ați vorbit? V-ați intersectat? Noi nu locuiam în aceeași casă. Noi ne-am mutat din militari în sectorul 1, unde locuiesc acum, la un apartament de 3 camere care a fost al străbunicii mele. Da? După moartea bunicii mele, mama, întemeindu-și o nouă familie cu soțul ei actual și cu fratele meu vitreg, Darius, sau nu vitreg, nu știu, suntem frați de mamă, frați normali, vitregi, nu știu termenii exact, dar eu am rămas singur în apartamentul acela. Înțelegi? Singur, singurel, singurică, în toate felurile, și el își dorea doar ca eu să plec de acolo până se face succesiunea. Adică noi, cum am spus la început, că am fost o familie înstărită financiar, lucrul ăsta nu a dăinuit peste ani. Din mai multe motive pe care prefer să nu le enunțez în momentul de față, dar nu e un lucru care a fost prezent. Înțelegi? Noi am decăzut, ne-am urcat înapoi, iar am căzut, iar am avut de mâncat o felie cu parizer, iar a făcut bunica mea ceva, iar am avut tot ce ne-am dorit, foie gras, bani, telefoane, haine, tot și ce ne doream. Și acum suntem într-o decădere financiară. În perioada aceea, da. Da, în perioada aceea eram într-o decădere financiară, în momentul în care am rămas pe lume fără niciun sprijin, eu și mama, care și-a deschis o sală de fitness. Sala de fitness care ne-a ajutat să ne ridicăm înapoi, mama fiind și antrenor personal în acea sală de fitness. A mers foarte, foarte, foarte bine până într-un moment în care, parcă din minune, după vreo 5 ani de zile, aproape de faliment, a fost nevoită să vândă sala și pentru a salva o parte din acțiuni, ea a decis că le va investi, cum știa mai bine, asta, repet, nu pot să intru în detalii. Și ce nu mi-ai spus până acum? Te rog. Am înțeles furia bunicului. Ok. De fapt, n-am înțeles-o. Da. Am înțeles când s-a întâmplat. Nu ne-ai spus când în tot parcursul ăsta te hotărăști să vii în familie, să le spui ce se întâmplă cu tine? Nu a existat un moment. Nu a existat un moment și asta pot să-i mulțumesc Universului pentru acest lucru. De ce? Pentru că nu a fost nevoie de un moment
penibil în care să-mi strâng oamenii dragi la masă și să le spui, hai, I'm gay. Înțelegi? Nu, chiar nu a fost nevoie de așa ceva, să știu de la sine. Adică toată lumea mi-a luat seama cum ar veni și se vedea pe mine, nu e atât de deep, nu e atât de greu de ascuns niște gesturi, n-ai și tu o gagică pe toată viața ta, n-ai și tu nimic, o soartă, un Dumnezeu, ori ești blestemat, ori ești gay, e atât de simplu. Și dacă au ales să nu creadă în farmece, îți dai seama că varianta a doua a fost cea benefică. Și posibil din motivul ăsta e și îndepărtându-se de mine. Nu știu să zic dacă ăsta a fost primordial, dar pot să-ți spun sincer cum a fost cam out-ul meu în fața mamei. Dacă vrei. Asta chiar e dulce. Adică chiar e un moment de empatie foarte drăguț. Mama, cum a încercat pe parcursul adolescenței mele să fie prietenul meu și nu inamicul meu. Și a și reușit, nu doar că a încercat. Doar că nu vreau să o fac să sune prost. Și mama, dacă tu uiți moment de față, nu înțelege greșit. Dar locul mamei mele fusese preluat. Deja, fără să vreau, nu a fost o dorință mea. Pur și simplu o vedeam ca pe mama mea, dar nu ca pe mama mea, ci ca pe o prietenă. Face sens, face sens. Iubirea și respectul au fost până la cer și înapoi și o să fie până o să mă duc de tot. Dar ai înțeles ce am vrut să zic. Și a zis, mamă, dă-mi și mie 2 milioane, să ies. Wow, 2 milioane, ce să faci tu cu 2 milioane? Ai primit ieri 1 milion, mănânci bani, nu faci nimic, ce-ți trebuie, nu-ți dau, la revedere. Mamă, vreau să ies eu cu cineva afară, nu-mi face figurile astea azi, că n-aveam timp. Eu eram la o oră distanță să mă văd cu jumătatea mea și nu aveam timp de figuri. Aveam timp de încasat niște bani și de plecat unde aveam treabă. Ok? Bine. Îmi zice, da, unde te duci? O dădea îndrăgăleșenii cu mine și zic, am treabă, îmi dai sau nu? Eu nu mă uitam așa la ea, că mă bufnea râsul. Și zice, mă, tu tot vorbești pe mesaje, pe cameră, nu ai cu căștile în urechi? Cine este ea? Cum o cheamă pe ea? Ce face ea? Mă, punea accent pe pronumele feminin, exagerat de tare, zici că urla. În fața mea aveam doar capul ei așa mărit, ori zoom 50, în care zicea, spune-mi adevărul, spune-mi adevărul, spune-mi, sunt pregătită. Și mă uitam așa la ea și zic, nu zic, spune-mi sau nu pup bani. M-a lovit unde m-a durut mai tare. Deci, dacă aveai unde să mă lovești undeva, erau banii. Acolo mă distrugi psihic, mă arunci la gunoi, m-am mâncat șerpi, pa. Ce zic, ești sigură că vrei să știi? Eu în capul meu nu știu ce era, m-am văzut Thor, regele norilor, nu știu ce m-am văzut, am spus, băi, zic, dacă e sigură, dacă îmi confirmă de 3 ori numeric, îi spun, e sigură, da. Mă, eu ți-arăt, arată-mi. Îți arăt o poză cu cine mă văd. Îi arăt o poză cu iubitul meu de atunci. Se uită așa. Păi da, ăsta e băiat. Și zic da. Și face, cum adică e băiat? Adică a trecut dintr-o, hei, ăsta e băiat? Cum adică e băiat? Adică a fost o confirmare 4K pentru ea în momentul ăla, supra tot ceea ce gândea ea. De care avea nevoie. De care clar avea nevoie și de care eu aveam nevoie. Pentru că eu nu am avut conversația asta cu nimeni și nu a fost nevoie. Pentru că oamenii din jurul meu și-o dă seama au respectat faptul că nu vreau să am conversația asta, fiind vizibilă ideea, și nu am avut-o. În momentul în care i-am zice, se uită la mine, ochii în ochii mei, m-a bufnit plânsul, n-o să te mint, eu nu plâng de obicei, dar m-a bufnit plânsul. Atunci am zis, mamă, gata, ajung pe străzi, orfan, mă duc, vând, îl iau pe ăla, că e numai vina lui, îl vând, mă duc cu el, furăm, spargem mașini în afară, vedem noi ce facem. Este răspunzător pentru situație, dacă s-a întâmplat așa ceva, da, dacă m-a făcut să am fluturi în stomac și larve. Ești răspunzător. Ia-mă acasă, dacă mă dă asta pe străzi, tu ești răspunzător. În capul meu erau 4-5 de filme americane de cum voi trăi eu sub un pod, cu o pătură și cu el așa, sub o stâncă. N-a fost așa, s-a uitat la mine, a bufnit-o și pe ea plânsul. Pe mine m-a bufnit plânsul de 3 ori mai tare în care am văzut. Mama nu plânge, mama e femeie viking, deci aia nu plânge, poți să îi faci orice, ia un troleu pe spate, adică n-are apucături de-astea. Și se uită la mine și zice, ce prost ești. Și mă lea și zic, de ce? Dacă tu ai fi crezut vreo secundă în viața ta că eu să te iubesc mai puțin sau că o să judec la alegere, și mai prost unde fața pământului. Te iubesc și îmi doresc să nu repeți niciuna din greșelile mele
să-ți dai seama că eu sunt lângă tine în orice situație și să nu te ascunzi niciodată de mine. Iubește pe cine vrei, cât vrei, cum vrei, pentru că vrei și pentru că totul este făcut din iubire. Și când punctăm greșelile ei? Greșelile ei, cred că mai târziu am aflat la ce se referă și conștientizând. Mama, fiind un om foarte dur la bază, ea, din păcate, a căutat mereu fericirea într-o persoană. Într-un bărbat, într-o prietenă. Ea nu a putut fi fericită singură. Niciodată. Cred că la greșeala asta a pus ea punctul pe ei. Își dorea să nu-mi pun fericirea în mâinile cuiva. Și tu ești diferit? Da. Sau încerc să fii? Nu. Toate greșelile oamenilor din jurul meu, am avut norocul să le asimilez ca un burete și să nu le reproduc, să zic. Nu am vrut niciodată atât timp cât am considerat că universul mi-aruncă în față niște lucruri care mi se par greșite, să le pot aduce în viața mea. Te pot întreba o chestie sinceră, pe care vreau să o înțeleg. Ai folosit de mai multe ori cuvântul gay. În același timp, ți-ai construit un personaj în online care prevede unghiile, care prevede genele, un look. Ai putea să le explici oamenilor înspre ce se îndreaptă sexualitatea ta? Sexualitatea ta e una, personajul tău pe care îl construiești altul. Aș vrea să te înțeleg, dacă poți să-mi explici un pic. Sigur că da, și chiar mi-ar face plăcere să enunțez faptul că, cum ai zis mai devreme, nu sunt un personaj. Asta a fost și ideea, dacă poți căuta pe internet, trecutul meu în internet, eu nu am apărut ca și un personaj. Eu am apărut, deci hai să zic de la început, ca să poată să facă sens și să n-aibă sens doar în capul meu și să aibă sens pentru toată lumea. Te rog. Momentul, eu în interiorul meu mereu m-am simțit să arăt exact cum arăt acum. În niciun caz nu sunt o fată trans în România. Nu încerc și nu am acaparat niciodată dreptul unei fete trans în România. Nu mi-am permis să mă numesc una niciodată, știind eforturile prin care trec ele, dar mă rog, asta e altă discuție. Mereu mi-a plăcut înfățișarea feminină. Nu am avut niciodată gândul să o extind, cum am spus și mai devreme. Mereu mi-au plăcut unghiile lungi, mereu mi-au plăcut genele, mereu mi-a plăcut make-up-ul, mereu mi-a plăcut o haină care este mai mulată pe talie, mereu mi-a plăcut niște bluge, vibe-ul fetelor rele de din afară, să zic așa, ca să nu dăm niște termeni urâți. Da? Pot să spun că prin ajutorul internetului, pentru că eu când am început live-urile, eu n-aveam nici unghie, nici geană, nici crop top, nici durag, nici pe să mă ia, nu am avut nimic și pur și simplu încurajarea oamenilor în momentul în care eram pe live, urma să plec la club, da? Și îmi dădeam cu foarte puțin corector sub ochi. O parte din oameni au început să mă înjure și o parte din oameni au început să-mi ia apărare, să spună este normal și dacă vrea să-și facă ce vrea, pune-ți mă, dă-te și cu ruși, fă-ți ce vrei tu. Poate sună ciudat, dar empatia comunității mele și iubirea pe care am simțit-o, poate e un cuvânt prea mare pentru niște oameni care poate mă consideră un pixel, înțelegi? Dar ce am simțit eu și încurajarea oamenilor, care o făceau într-un mod gratuit, pentru că n-aveau nimic de câștigat de la mine, clar. Da, eu puteam să intru în ziua aia pe live, să ofer un râs de 20 de minute, să nu mai intru niciodată. Nimeni n-avea o garanție că eu o să rămân acolo. Cum e și internetul în ziua de azi, nimeni nu-ți oferă siguranța zilei de mâine. Azi ești, mâine, la revedere. Dar în momentul ăla pot să spun că am simțit real și dincolo de prietenii mei și de toți oamenii care poate nu m-au încurajat și nu mi-au încurajat niciodată latura feminină și mereu mi-au spus ți-e stă mai bine așa, nu mai folosi corector, n-ai nevoie, e normal să ai cearcăne, nu te mai enerva pe un coș, nu-ți mai da cu rimel, nu-ți mai fă pe aia, pe aia. În momentul ăla am simțit că primesc energia de care eu aveam nevoie să continui. Alte schimbări nu-ți dorești? Cel puțin momentan nu și dacă ar exista aș avea nevoie de ajutor pentru a mă asigura
că ele sunt niște schimbări benefice mie și neregretabile mai târziu. Ce-ți trece prin minte? Ți-a trecut ceva prin minte? Mi-a trecut, îți dai seama. Ce? Nu știu, poate ideea că nu mă simt comod într-un corp de băiat și că aș avea nevoie de ceva mai mult, doar că în același timp încă sunt în certuri cu mine. Nu o să intru foarte mult în discuția asta, dar mi-a trecut prin cap. Dar momentan sunt la nu. Deci, adică nu este suficient cum sunt acum și cum mă prezint acum și cum mă simt acum în momentul de față. Dar ai momente când... Se numește femboy. Gen, e atât de simplu ca și termen. Dar ai momente când te simți captiv în corpul de băiat? Foarte rar. Dar ai. Sunt niște momente, să zic așa, mai mult copilărești. Spre exemplu, mă enervează când îmi spune gen, eu zic, bună ziua, că eu nu mai dau salut acum cu lumea, înțelegi? Adică eu nu mă duc, salut cum e trept, noroc, facem un scandâmber pe masă, ne distrăm cu o pungă de semințe. Nu. Dar în momentul în care vine de obicei un bărbat la mine și eu zic, bună ziua, chiar dacă e de vârstă cu mine, da? Să se pună accent pe faptul că te-am respectat și ți-am vorbit cu dumneavoastră, da? Vine și îmi spune pe ton, salut! Îmi plesnește o venă pe frunte. De ce? Pentru că în momentul ăla automat este vorba de nerespectarea mea ca și om, înțelegi? Eu vin, îți spun bună ziua, mă vezi, da, te duce capul. Am un ghigiene, a tabotul mine, pomeți de vis. De ce? De ce? Ți să-mi spui nici măcar... Instinctual. Cred că e doar instinctual. Nu, e pe ton. E foarte pe ton, crede-mă, pentru că marea majoritate nu mă suportă. Adică detectezi? Da, da, 100%. 100%, 100%. Nu e salut, nu e salut. E noroc cu metre, gen. Înțelegi ce vreau să spun? E trezește-te. E un fel de trezește-te, băi băiatule, ce-i în capul tău? Strânești reacții pe stradă. Clar. Îți plac? Te încarcă? Da. Sunt și negative? Sunt. Unele dor? Au durut. În momentul în care, știi, când ești la început de a face orice. Și, nu știu, hai să dau un exemplu basic. Ca început în arhitectură, să spunem, da? În momentul în care faci și tu primul plan, prima fațadă pentru o casă și vine cineva și spune, tăuălă, mai bine te duceai la arte plastice, mai bine te duceai să pictezi pe metrouri, mai bine vai de capul tău. Doare. Pentru că ești la un început de drum unde nimic nu este sigur. Încrederea în tine se sporește cu timpul. Ce captează urechile tale? Ce nu ți-a plăcut din ce captezi și te-a durut? Faptul că, ca să spun un rezumat a ceea ce am captat și nu mi-a plăcut, faptul că oamenii aruncă ură gratuit în orice li se pare lor ieșit din tiparul lui, din tiparul lor al normalului. Înțelegi? Orice este diferit. Și nu e vorba de mine. E vorba și de o fată plinuță. E vorba și de o fată prea slabă și de un băiat prea gras și de un băiat prea... În orice alt fel, cuiva... Și în mare parte copiilor, dar ai fi surprins că și adulților și moșilor, da? În momentul în care am ieșit din tiparul lor de normal, pe lângă o privire, te mai și înjură. E vorba de toleranță aici. Da. Când ai fost agresată în mall, a fost prima oară? A fost prima oară, da. A fost prima oară în care n-am ieșit eu bine, ca să zic așa. Vrei să zic începuturile agresării mult, pentru că toată lumea a derivat povestea la un nivel al penibilului în care nu mă explicam că o să se întâmple vreodată. Bine, și mass media i-a ajutat. Dar ideea a fost în felul următor. Agresorul meu, care era un băiat de 17-18 ani, da? Nu m-a dat cu gura de vitrine, nu m-a bătut nimeni, nu s-a întâmplat absolut nimic. Totul a început prima dată, da, în momentul în care eu coboram pe scările rulante, urmând să ajung la două prieteni ale mele, ele fiind fete trans în România, da, și acest individ tocmai se lua de una dintre ele, dar într-un mod în care nu am
penibilul necesar să ți-l explic cum s-a pus în fața ei și cum arăta cu degetul ca un copil semi-retard. Și spune, hă, 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 tu ce ești, tu ce ești, fă, ce te vezi, ce vai de capul tău, uitați namila, uitați bărbatul, uitați toate nesimțirile posibile pe care am putut să le simt. Și eu, dacă am avut și o consider o calitate și o să o consider toată viața mea, am fost overprotective peste toți oamenii din viața mea. Peste toți. Indiferent că mă depășește numeric, ca și greutate, ca și masă musculară, ca și tot, situația. În momentul ăla m-am dus direct, am intrat în mijlocul problemei. Nu știu cât de frumos pot să vorbesc aici. Ok, hai să dau drumul la discuție. Ce mea cauți acolo? Pleacă cu de aici de sărăcia, care ieși, ieși în chilul meu, vii și te iei de fete trans, vai de rastii, dă-i drumul de aici de Pokémon urât, hai, du-te și drogează-te în continuare la Unirii, bagă tigaie, liniștește-te, ai venit aici să faci ce ești cu 7-8 indivizi după tine, vai de capul vostru amândoi, ați spus, v-ați făcut poștă, să vă luați un pachet de țigări și veniți să vă luați de lume, pun bol, dar chiar n-are nimeni să vă dea pe afară pe aici? Începe și urlă, mamă, asta e regina transexualelor, asta e, asta e șefa lor, asta e șefa lor, hua, hua, încep și urlă și zic, pleacă de aici. Unul dintre ei vine la mine și ridică un scaun cu partea picioarelor înspre mine. Și zic, crede-mă că nu este favorabilă ție situația asta, dă-i drumul de aici. Ho, ho, ho. Eu în momentul ăla m-am simțit un pic sălbatic și am băgat un picior direct în scaun. Asta m-a dus pe mine capul să mă văd Simona Halep în situație. I-am băgat un picior direct în scaun, care, din păcate, pe l-a lovit direct în gât. Știi ce zic? Odată cu scaunul, a căzut scaunul pe jos, în momentul în care a intervenit Tiger Security, da, adică un moș de 85 de ani, care era paza și protecția de mall, ceva ce mă deranjează teribil, dar nu o să intru subiectul ăsta acum, în care i-a zis, eu în continuare mă înjuream cu ei, adică eu mă transformasem în ceva Mayweather, nu știu ce era în capul meu în momentul ăla, și în continuare mă înjuram cu ei, pe ei a luat paza într-o parte și a zis, și tu, și tu, fată, termină și tu. Mulțumesc, 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 domnul Tiger Security, măcar bun simț. Plecăm, eu împreună cu prietenele mele, am început să dezbatem subiectul, bă, doamne, nu e normal, ești ok, fată, ți-a zis ceva, te-am împins, cât nu... Atât am simțit eu, înțelegi? Atâta am putut eu să fac în situația aia, pentru că nu am putut permite, poate cum au permis unii oameni din viața mea să fiu eu înjosit. Nu am putut să-mi las un om de lângă mine, poate nici ai mână prietena mea, dar nici nu contează, era cu mine în momentul ăla. Mi se pare că dacă putem să facem o limită a dreptății pentru oamenii de lângă noi, hai să o facem cât timp e gratuit și nu facem rău nimănui. Acum că s-a ajuns la un rău mai târziu, nu mai contează. Ei l-au început, eu l-am terminat. Atât de simplu. Ăștia, doi, da, indivizii, cel cu scaunul și cel glumeț, da, că erau Zec și Cody în situație, m-am întâlnit după cu ei când mergeam să mă văd cu alt prieten de-al meu, în Băneasa. Moment în care mergeau așa, săraci, cocoșați, demolați și când m-au văzut, au prins puteri. Au prins puteri, au mâncat în capul lor 700 de batoane proteice, s-au ridicat așa, s-au pompat și eu când i-am văzut, mișcarea mea oculară aceasta a fost. Eu cum ar veni de rușinea lor, că s-au făcut ei mari, s-a ridicat carnea pe ei, eu trebuia să mă mut pe celălalt parier. Aoleu, vă rog frumos, nu-mi faceți rău. Nu, n-am făcut nimic, am văzut că vrea să intre cu umărul mine, am dat direct umărul număr cu ei. Atât de simplu. Trec, începe și urlă, băi, mă jur, eu cred că era pe legale, eu altfel nu pot să-mi explic. Deci copilul ăla băgase ceva interzis, pentru că pe fața pământului n-am văzut om care să schimbe culoarea cameleonic de la străveziu, cum era el la mov. Și să-ți plesnească o venă pe frunte, era din altă lume. Ce faci, fătul, m-am piși pe mine? Și urlă. Zic eu, zic, du-te, de aici, eu o să dau să plec, știi? Eu am zis că se exorcizează în cușca lui acolo, nu că... Rebunește să transformă live. Trec de situație, vine după mine, bagă 480 la oră spre mine, apare să spawnează în fața mea ca demonul Genesis. Îl văd aici, în fața mea. Ce faci, tu mă împiști pe mine? Tu ți-o cauți cu mine, ți-o cauți cu noi? Vorbe de alea, stil bătău și cartierului, îți dai seama. Care dacă au luat o palmă la viața lor, era bine. Dar vă dați seama, cu astea chiar n-am putut să mă apăr prea bine, urmând... Să vă zic ce s-a întâmplat acum și ceea ce s-a mai smetiazat pe internet și ceea ce s-a dedus din ceea ce am zis eu, deși cred că am fost clar, dar s-a răstălmăcit mai departe. În momentul ăla, m-am prins odată el, ăla vorbărețul, da? Nu ăla cu scaunul. Eu am pus, instinctiv, am pus contra pe piciorul din spate ca să nu cad. Da? El nici fiind vreo forță brută.
m-am clintit, să o zic așa. Bine, m-am clintit un pic mai tare, ca să nu mint, dar n-am căzut, nu s-a întâmplat absolut nimic. Moment în care l-am împins înapoi și am dat de aici, pervers de pe târgovna, să-i dau direct inelul acesta în gură, să-i rămână în gură, imprimat în gură. N-am avut timp pentru mișcarea mea specifică, că a venit matahala aia care era atât, m-am împins odată, era să dau cu gura de vitriol de la H&M. Moment în care ți-am spus mișcarea de aici, mi s-a dat unghia peste cap, s-a dus și pentru cine cunoaște și știe, cu cât ai unghia mai lungă, cu atât durerea e mai sfâșietoare, nu doresc nimănui asemenea durere, da? Mi s-a dat, am simțit că mi-am pierdut degetul cu totul, cred că dacă am cădea degetul nu mă durea de tare. M-am lovit un pic de vitrina de la magazinul respectiv. Dezamăgitor fiind în momentul ăla, era multă lume. Adică pot să spun că lumea chiar se oprise să se uite. A fost un moment totuși de 30-40 de secunde. Nu a fost o fracțiune de secundă în care îți dă unul un pumn și pleacă. N-a fost atât de SF. Nimeni, în afară de un bărbat care a zis cu jumătate de gură: hai mă, dar mai dați drumul mea de aici. Atâta vă certați, dați drumul de aici. Dar nu era pentru mine. Era că îl derajam pe el vizual, că se juca Tetris pe telefon. Nu am vrut să intervină. Da, nu, era deranjat de urlete. Nu era deranjat de... Eu înțeleg faptul că tu povestești cu foarte multă detașare. Înțeleg umorul. Înțeleg faptul că reușești să privești cu foarte multă serenitate tot ce ți se întâmplă. Sunt și zile când e greu? Clar. Dar cine zice că nu sunt minte? Că această asumare presupun că e și supărătoare. Este foarte supărătoare. Pentru că sunt N joburi care ne refuză din cauza aspectului, din cauza imaginii din online. Sunt foarte multe oportunități care își trântesc ușa. Foarte multe mentalități învechite. Foarte mulți oameni care nu sunt deschiși la te folosi de creierul și corpul omului, nu de înfățișarea lui. Este greu pentru că la un moment dat, indiferent de cât de tari suntem noi și indiferent de cât de bine ne ținem și indiferent de puterea noastră de gladiatori interiori, nu suntem singuri pe lume. Suntem o societate. Nu am fost născuți real pe pământul ăsta să fim singuratici. Dacă eram născuți să fim singuratici, eram călugări pe munte sau lupi în pădure. Suntem făcuți și dependenți de oameni, din păcate. Și să spun din păcate cu toată serenitatea de lume. Dacă mi-aș dori și aș putea să schimb ceva, asta ar fi. Codependența de oameni și de societate. Pentru că preluăm energii, ne încărcăm negativ sau pozitiv din felul cum ne tratează lumea. Respectul și iubirea față de mine, pentru că în momentul în care am simțit și am trecut prin niște chestii, nimeni nu a fost lângă mine decât eu, care am fost cel mai bun prieten al meu. Cel mai bun. Când nu mai aveam nici 20 de lei. Când nu știam pe unde să apuc, când eram plin de datorii, când eram plin de toate nenorocirile de fața pământului. Restanțe, la întrețineri, plăți, facturi neplătite, credite neachitate. Înțelegi? Adică îmi spui că dacă eu te-aș pune să le dai jos, ar trebui să renunț la tine. Da. Ar trebui să renunț la mine ca și om, ca și personalitatea, la ce mă bucură, la ce mă face fericit, la ce mă face să mă simt eu. Ar trebui să mă încadrez într-o turmă de oi doar pentru a nu ieși observat și a trece viața după cum o crede toată lumea că e făcută să fie trăită. Viața, din punctul meu de vedere, nu este ne naștem, terminăm o școală, un liceu, ne facem un job, o familie, un copil, ne trăim bătrânețea și amarul și murim. Dar? Pentru mine nu e atât de deep. Dar? Eu nu am nevoie nici de o familie, nu am nevoie nici de un copil, nici de o persoană care să-mi completeze fericirea atât încât nu sunt în stare să-mi ofer. Dar? Cum e viața pentru tine? Pentru mine viața este momentul și atât, pentru că nimic nu ne garantează ziua de mâine. Cel puțin acum. E normal să ai niște planuri pentru viitor, e normal să-ți dorești niște lucruri. Dar cel mai important este momentul. Pentru că dacă nu trăiești momentul și rămâi blocat în trecut, o să-ți fie foarte greu să privești măcar un pic către viitor. Lumea ar putea să creadă că faci doar TikTok. Ok. Pentru ei ar trebui specificat faptul că tu ești contabil. Da, da. Faci asta pentru... Bani.
Ți-a fost greu să obții aceste joburi? Nu mi-a fost, pentru că nu a fost nevoie de imaginea mea în firmă. Înțelegi? Adică nu te-au văzut? Nu că nu m-au văzut. Știu cine sunt. Doar că nu a fost... Eu nu stau acolo la ghișeu. Eu nu vând, eu nu... Înțelegi? Eu trebuie să trimit niște niruri, să țin evidența unor facturi, unor cifre care intră și ies din firmă. Dar crezi că dacă n-ar fi trebuit, dacă ar fi trebuit să fie cu prezență, da, fi avut, da, un job, da, acum? Nu, n-aș fi avut. Nu mă primește nimeni pe nicăieri. Îți garantez. Crede-mă. Crede-mă, am mai vrut să mai iau ceva part-time. Nimeni pe pământ nu te sună înapoi. Îți jur. E foarte trist. Și știu chestia asta nu doar din cazul meu. Am zis, ok, poate aveți o dușmănie pe mine, personală, da? Avem o dușmănie pe mine. Foarte multe, și repet, nu că m-aș încadra. Toate fetele trans în România nu au un job cu carte de muncă din ideea faptului că nu sunt binevenite de către angajatori. Și din acest motiv majoritatea sunt obligată să facă prostituție? Da. Da? Și e trist. Foarte trist. Pentru că nu este ok. Pentru că unele, repet, unele dintre ele, cel puțin cazurile pe care le cunosc eu, sunt exagerat de deștepte. Le duce exagerat de mult capul și sunt foarte descurcărețe. Foarte atente, foarte cooperative, foarte dornice de muncă, foarte ușor adaptabile într-o echipă, niște aturi care te ajută la un job. Dar pentru simplu fapt că ele se dau drept Antonia și le cheamă Marian, fun story, nu sunt acceptate. Și majoritatea alunecă către această industrie. Da. Pentru că este o industrie care îți permite să te întreții. Pentru că pentru cine nu știe, viața unei fete trans și chiar și a unei fete normale este mult mai scumpă decât viața, nu știu, să vă spun, unui băiat, spre exemplu, sau a altor persoane straight. Ți s-a propus vreodată? Clar. Ai acceptat? Nu. Și nu din ideea că este o rușine, cât pur și simplu nu mi-am dorit eu asta. Nu. Sunt unele persoane care pot. Atât, pur și simplu verbul, a putea. Și sunt unele persoane care nu pot. Dar de ce nu poți? Pur și simplu. Pur și simplu nu pot. Eu gândește că am avut 3 gagici toată viața mea și dintre aia 2, dintre aia 3, pot să zic că 2 au fost, de Doamne ajută. Nu sunt o persoană atât de deschisă pe planul de genul. Înțelegi ce vreau să spun? Că tot ești o persoană deschisă. Vreau să te mai întreb încă o dată. Dacă ar suna telefonul și ar suna tata, ai numărul lui? Nu. Dacă ar suna tata, ai avea lucruri să-i spui? Nu. Trist. Dar nu aș avea. Adică mă gândesc că poate te așteptai la un alt răspuns de la mine, dar posibil să fi consumat în interiorul meu deja, cum am vorbit și la începutul acestui podcast, în mine toate răspunsurile. Și mi-am dat seama de ele fără să mi le zică. Ce faci? De ce nu ești aici? Nu te-am vrut. Ți-e dor de mine? N-am cum să fie dor de cineva de care nu cunosc. Ți-ai fi dorit să fie altfel? Dacă ți-ai fi dorit, ai fi făcut-o. Dar îți străbate vreodată prin minte gândul că el știe cine ești, că te vede? Sigur că știe. Atâta timp cât ai internet și telefonul în mână, știi. Sau cel puțin, o mare majoritate știu. Sunt sigur. Nici nu mă interesează dacă sunt mocheta familiei, mândria familiei, chiar n-avea cum să-mi pese mai puțin. Crede-mă, m-am frustrat atât de tare pe atât de mulți oameni care au plecat din viața mea, pe familia mea care n-a putut să mă accepte, pe potențialele mele relații, pe societate, pe... Deci m-a frustrat, frustrare după frustrare, capac după capac după capac. Încă nu-ți mai trebuie încă unul? Nu mai îmi trebuie. La revedere. M-a consumat, m-au liniștit. N-am pretenții. Nu-mi pasă ce vrei să zici. Cu ce mă ajută? Eu sunt pe premiza, dacă mă ajută cu ceva, ok, îți preau informația. Dacă nu mă ajută cu ce, ce-ți fac? Să stau de vorbă cu un om care să-mi spună preconcepțiile lui cu cleștele de unghii și cu datul cu gel pe freză?
Ești măcar fericit? Mult mai fericit decât eram înainte. Nu pot să spun că sunt în extaz. Nu pot să zic că nu-mi... Ce poate să spui că contraatac argumentele de mai devreme, dar nu pot să zic că uneori... Eu cunosc teoria, înțelegi? Sufletul meu e învățat. Teoria fericirii. Da. Eu cunosc teoria fericirii, sufletul meu e învățat cu ea, știe să o accepte și pe cea trădării și pe cea nefericirii, toate. Înțelegi? Am trecut prin toate, le-am halit, am mâncat în ele cât a fost de mâncat, le-am lăsat acolo pentru mai târziu când mai am de învățat. Dar am și eu momente ca toată lumea. Avem niște suflete, știi ce zic? Nu suntem câini de pe stradă. Și aia e un suflet. Și eu mă simt singur. Și eu uneori simt că mi se întâmplă lucruri în contravaloarea sufletului meu, care eu nu le-aș face. Și eu simt că am nevoie de oameni în viața mea. Și eu simt că am nevoie uneori de să ajung acasă, nu știu, și să o găsesc pe mama, că mi-a făcut ceva de mâncare, înțelegi? Să simt și eu că, nu știu, am și eu acolo pe cineva pe care pot să mă bazez continuu. Mi-au dovedit două persoane din viața mea că am cum să mă bazez pe ele la orice oră, indiferent de cât nu vorbesc. Și m-au dovedit real. Robert 777. Sper ca numele să-ți poarte noroc. Dacă vrei tu să le spui oamenilor ceva ce eu nu te-am întrebat, dacă vrei să le transmiți ceva la final. Știți că nu-mi place să țin discursuri emotion available care să vă aducă gaze lacrimogene în ochi. Tot ce pot să vă zic e că nu sunt un exemplu, nu sunt nici un anti-exemplu, dacă stăm să-l cităm un pic pe Carla's Dreams, da? Pot să vă spun că vă mulțumesc tuturor, din toate punctele de vedere, până și oamenilor care nu mă suportă, și din maniera voastră în care mă tratați am ajuns să învăț ceva. Le mulțumesc și oamenilor care mă apreciază în același timp. Fiți voi, indiferent de ce vi se spune stânga și în dreapta, ce vi se șoptește în cască, fiți voi, indiferent de prin ce trebuie să trece și prin ce luptați ca să ajungeți în punctul dorit, la finalul zilei, atât timp cât e punct ochit, punct lovit, nu te mai întreabă nimeni nimic. Cam atât, cred. Mulțumim, Robert. Sper că te-ai simțit bine. Și eu m-am simțit super bine și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim mult. Să știți că toleranța nu cere nici bani, nici o doare, nici un așteaptă după colț să ne dea în cap. Toleranța e pur și simplu o stare de normalitate. Învățați să iubiți și ceea ce nu înțelegeți. S-ar putea ca undeva, cândva, să facă diferența în viața voastră. Să fiți un pic mai fericiți. Vă mulțumesc mult că ați stat și azi în oglindă.